România a primit astăzi 500.000 de doze de vaccin Pfizer. În decursul acestei zile au ajuns dozele pe calea aeriană în aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Toate centrele de depozitare și stocare, cât și Centrul Național de Depozitare din Craiova, vor primi un număr mare de doze de ser. Astăzi au ajuns în România aproximativ 510.000 de doze de Pfizer. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. O nouă tranșă de vaccin Pfizer-BioNTech, care constă în peste 500.000 de doze, sosește astăzi în țară. Până la acest moment, România a primit peste 3 milioane de doze de vaccin, iar peste 2 milioane au fost deja folosite pentru imunizarea populației. Pentru Mehedințiul meu, Elisa Pătrucescu. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare prin direcțiile de sănătate publică. Pfizer, eu cred că e mai bun decât AstraZeneca asta. Așa zic eu, nu știu. Eu sunt în vârstă și am insuficiență cardiacă și nu fac, că este absolut interzis. Dar cred că e mai bun decât AstraZeneca, cred eu. Astăzi vor ajunge peste 500.000 de doze în România de Pfizer. Da, asta e bine, mă bucur. Să facă și românii noștri și să nu mai facă ce au făcut complicații pulmonare și din asta. Asta zic eu, sunt cadru sanitar și m-am referit la asta. Eu, nu știu, să mă ierte Dumnezeu, dar eu nu sunt de acord cu vaccinatul. Nu sunt de acord. Eu n-am crezut nici în virusul ăsta, pentru că virusul ăsta, cred eu că e ceva inventat. Pentru că tot timpul, în toți anii, noi am suferit de o gripă. Deci o gripă a existat tot timpul. Și încă ce să vă zic, în anii trecuți am mai avut oroceală. Anul acesta n-am avut exact nimic. Aceasta este cea mai mare tranșă de vaccinuri care ajunge în țara noastră. Campania de vaccinare este în plină desfășurare, însă părerile mehedințenilor sunt împărțite cu privire la acest virus, dar mai ales la imunizarea împotriva COVID-19.